Este o ciocată de casă după o rețetă foarte veche. Pregătesc o ciocolată de casă cu cacao și alune de pădure. După ce s-a amestecat ciocolata, presărăm alunele cântărite, bineînțeles, dinainte, în foaie. Și după aceea mai lăsăm câteva și le punem și deasupra. Asta o punem în tavă și se pune la o cameră de uscare. Aici avem o prăjitură numită alunița. Conține foarte multe alune de pădure din cultura unui colaborator de-al nostru și este o prăjitură foarte apreciată de toată lumea și foarte bine vândută. Conține foarte multe alune în interior, în cremă și deasupra, după cum vedeți, se presară alunele prăjite, după care sunt mărmuțite. Apoi se taie și se servește ca atare. Sortimentul de înghețată pe care îl producem în gelateria noastră este o înghețată cu pastă de alune. Pasta de alune se prepară din alune de pădure de către noi, deci este e un produs special și ne aparține. Iar deasupra decorăm cu alune prăjite și tocată și are un gust senzațional și foarte bine apreciat și bun. În laboratorul nostru preparăm 5 feluri de prăjitură cu alune de pădure. Snickers-ul, îi spunem cafelina, conține cafea și alune de pădure, alunița, cum v-am spus, ruleada cu alune. De asemenea, avem o ciocolată de casă cu alune și vreau să menționez că ciocolata de casă a noastră este marca înregistrată. Se vinde foarte bine, cea cu alune este cea mai bine vândută. După care avem înghețata cu alune și alunele sunt folosite și în partea de bucătărie. Avem o specialitate a noastră, șnițele înfustă de alune de pădure. E o delicatese. Nu am putut aduce aici șnițele pentru că fac parte din produse de bucătărie, dar vreau să menționez că avem și acel produs cu alune de pădure.